Potrivit unui raport al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate pentru anul 2023, cantitatea de deșeu menajer intrat în stația de tratare mecanico-biologică Țuțora prin intermediul celor două firme de colectare din județ a fost de 136.000 de tone. Aproape 27.000 de tone de deșeuri au fost colectate selectiv, cu 32% mai mult decât în anul precedent. Spre reciclare au fost trimise aproape 11.000 de tone. Programul pilot de colectare selectivă din poartă în poartă a început în 2019 cu Comuna Tomești. A fost extins în fiecare an, ajungând în 2023 la 80% din watturi. Tot în 2023, ADI s-a demarat un proiect pilot de colectare separată a deșeurilor textile împreună cu Municipiul Pașcani, prin intermediul unor containere metalice supraterane. În perioada aprilie-decembrie 2023, prin acest sistem s-au colectat 24 de tone. În noiembrie 2021, ADI s-a început și un program pilot de colectare a ambalajelor din sticlă, din poartă în poartă, în 9 watturi, acesta fiind extins în 2022 la 23 de watturi, iar în 2023 la 33 de watturi. Cantitatea de sticlă colectată în 2023 a fost de 1.856 de tone.